ziua și bine ați revenit la Colegiul Național Vasile Alexandrie, la Forumul de Sud-Est, organizat în premieră aici la Galați. Acum o avem ca invitată pe Mărica Tarpeș, care este lidera proiectului Merito și inițiatoarea acestui proiect, căreia îi urăm bun venit. Mulțumesc! Mărica, te rog frumos, am vorbit cu ceilalți invitați despre forumul de aici. Pe tine te rog să ne povestești ce înseamnă proiectul Merito, cum a devenit o idee, un fapt care se întâmplă la nivel național. E un proiect de suflet pentru cei mai frumoși oameni din România și cei mai valoroși pentru noi. Când zic pentru noi, mă gândesc la Asociația Romanian Business Leaders, care adună mulți lideri de business români. Și noi apreciem meseria de profesor și pe toți profesorii din România ca fiind cei mai valoroși oameni din țara noastră și valabil pentru orice altă țară. Pentru că acești profesori ne formează copiii și duc înainte țara cu valorile, diferențiatorii, competiția internațională care e complicată. Cum ți-a venit ideea cum a venit ideea acestui proiect, proiectului Merito? Prin 2015, când ne uitam, evident, cum ne uitam și astăzi la ce se spune în presă, ce se arată la televizor, ne-am dat seama că e foarte multă informație negativă și cam toată media, așa, în general, arăta tot ce e rău prin școală. Era rău cum era organizată o școală, erau răi domnii profesori sau domnii directori, totul era rău și într-un context atât de negativ m-am tot gândit cum putem avea copii atât de bine pregătiți, cum putem avea rezultate la olimpiade așa de frumoase, dacă totul e rău în școala românească. Și mi s-a părut așa un lucru incorrect față de acei profesori care evident se află în spatele fiecărui copil care are succes, incorect să spui numai lucruri rele despre școală și despre profesori, în condițiile care evident avem rezultate bune pe la toate concursurile internaționale și noi nu punem în valoare profesorii care formează acești copii. Și plecând de aici am gândit cum pot să ajut să se dezvolte o clasă profesională, deși clasa profesorilor, dacă statutul acestei clase nu este înalt într-o societate, dacă nu îi admirăm, dacă nu îi lăudăm pentru ceea ce fac, pentru rezultatele dânșilor și, evident, noi punem pe poziția în care ar trebui să fie într-o societate. După părerea noastră, pe prima poziție. Sunt cei mai importanți pentru că ei ne formează tânăra generație. Și așa ne-am gândit să descoperim pe acei profesori minunați, care formează copiii cu așa rezultate minunate și care, în definitiv, au stat în spatele nostru a celor care, în această asociație de oameni de business, ne-au format, ne-am ajuns oameni cu antreprenori, cu companii, cu succes. De succes. Fiecare, și i-am întrebat în primul summit, unde am prezentat și ideea, i-am întrebat pe fiecare, pe tine, cine te-a format? Tu ce profesor ai în minte? Și am rugat să ne povestească despre acel profesor și să scrie pe tablă numele, pe o tablă frumoasă, neagră, să scrie numele acelui profesor. Cine te-a format pe tine? Tu pe cine ai în minte? Și așa s-a umplut tabla de nume de profesori și de povești minunate, pe care le și găsiți pe site-ul nostru, acele povești în 2015. Și ne-am gândit să găsim pe profesori minunați, să îi punem pe o scenă ca dumneavoastră și să le zicem mulțumesc. Atât. Să le zicem mulțumesc și să-i arătăm întregii societăți că avem profesori minunați. Lucru care se întâmplă din 2015 încoace, din 2016 încoace. Și noi ne bucurăm de faptul că avem profesori merito, dacă nu mă înșel, noi Galațiu, ne bucurăm de profesori merito, dacă nu mă înșel, premiați în fiecare din acești ani. Pentru că avem 5 profesori merito la nivel de Galați, plus o altă gălățeancă, Toni, care este profesoară în Turcia, dar e tot gălățeancă. Cum s-a dezvoltat proiectul de la această idee și până acum? Pot să vă zic că am fost, sigur, cu emoții foarte mari la început. Cum or să se simte dânsii la această gală,
cum o să se simtă cei din sală când o să vadă pe domnul profesor pe scenă. Și vreau să zic că prima gală a fost cu un șoc pentru, și pentru unii și pentru ceilalți. Domnii profesori ne întrebau, da, de ce suntem noi aici? Da, cum ne-ați ales pe noi? Da, noastră sunteți din business, cum să știți dacă eu predau bine? Că nu veniți din inspectorat sau din minister sau din Aracip sau instituții. Exact, nu ne-ați evaluat, cum puteți să ne evaluați? Păi nu ne întrebați, dar nu alte criterii. Noi nu ne uităm nici la dosar, ne uităm la copilașii aceia dacă vă iubesc sau nu. Cam atât. Și au fost foarte șocați, domnii profesori, și au vorbit cu atâta modestie, sinceritate, pasiune pe scenă, acele 5 minute cât vorbesc pe scenă, încât toată lumea din sală, și erau 300 de oameni de afaceri, plângeau. Deci când am văzut că toți au scos batistele și că în ochii tuturor erau lacrimi, mi-am dat seama că acești profesori nu sunt cunoscuți și că ceea ce fac dânsii la clasă e de atâta impact cât lacrimile acestor oameni valoroși din sală. Da. Mărturisesc și eu că la fiecare gală merito la care am participat, fie cu bucurie în ultimii ani când m-ați invitat la București în direct, fie m-am uitat la transmisiunea în direct, de fiecare dată am plâns. Într-adevăr, este foarte emoționant pentru că fiecare dintre noi avem profesori pe care îi admirăm și cărora, măcar un profesor căruia îi datorăm ceea ce suntem acum. Mă gândesc la mine, eu am mai mulți profesori cărora le datorez ce sunt acum, dar nu există om care să se gândească în urmă la școală și să nu lacrimeze un pic în amintirea unui singur, măcar a unui singur profesor. Asta pe de-o parte, ți-aduce aminte de lucrurile minunate din școală și de profesorii grozavi pe care i-ai iubit, dar pe scenă acolo vezi situații pe care poate nu le-ai văzut niciodată. Vezi profesori din localități uitate de lume și cu copilași cu dificultăți mari, mari acasă, care unei doamne învățătoare îi spuneau, ne-a spus mulțumesc. Eu îi răspund doamnei și dânsa mi-a zis mulțumesc. Pentru că acel copilaș nu primea mulțumesc de la mămica, de la tăticu sau de la alți adulți din jur. Și pentru fetița aceea, școala era locul în care era respectată și iubită. Și mi-am dat seama ce impact are un profesor care iubește copiii, mai ales în aceste comunități în care iubirea, cred că, lipsește și multe alte lucruri lipsesc. Că și mâncare, și hăinuțe, și instrumente de scris, și jucării, lipsesc multe, cărți de povești. Și un profesor poate să schimbe viața acelui copil categoric în acele comunități. Sigur, categoric. E impresionant ceea ce face proiectul Merito și ce și-a propus și ce realizează deja și ce își propune de aici încolo. Eu îți mulțumesc, Mărica, că ai venit la noi. Îți mulțumesc că ai fost aici, că ești la Galați împreună cu noi și că ai adus forumul Merito la Galați. Și sper să nu se oprească aici contribuția voastră și mâna voastră întinsă către profesorii învățării. Niciun caz, niciun caz, pentru că avem visuri înalte, să zic. Dacă am început cu a identifica acești profesori minunați, am continuat cu a spune tuturor din România ce facem noi, adică ce fac acești profesori, spunând cu modestie și cu bunătate, creând aceste comunități în care învățăm împreună. Și acestea au fost webinarii, ateliere și forumuri, conferințe, cafenele, cluburi de lectură. Toate astea s-au întâmplat între profesori, cu profesor Merito și ceilalți domni profesori invitați. S-au creat aceste comunități în care se simt bine împreună, învață împreună. Dar visul nostru este și mai ambițios de atât. Visul nostru este să creăm în România experți practicieni. Când zic experți, experți de la catedră. Asta înseamnă să creăm expertiza, să-i ajutăm pe domnii profesori care vor și sunt peste tot profesori care vor, să aprofundeze lucruri, să citească mult și împreună, evident, în echipe și împreună și cu colegi din Merito, dar și din afara Merito, să aprofundeze domenii foarte importante legate de științele educației, de psihologia copilului, de cum lucrăm și obținem lucruri valoroase de la elev. Cum putem face lucrurile astea? Și asta trebuie să aprofundate, citite, multă literatură internațională, din păcate puțin tradusă în România, dar trebuie citit aprofundat și creând această expertiză să o ducem cât mai mult în România și în câțiva ani de zile să sperăm că o să avem o clasă de profesori cu o ștachetă mult mai înaltă,
De-aia noi vrem să contribuim la profesionalizarea meseriei de profesor. Asta înseamnă că această profesie să aibă altă ștachetă. Să avem visul de a fi pe aceeași nivel, sau dacă nu mai mare, decât orice profesor, indiferent că e în Finlanda, că e în Coreea, că e în Statele Unite, Australia, Canada sau știu altă țară, care are toate bune la PISA și alte teste internaționale, să fim acolo, lângă ei, pentru că inteligenți suntem, materia o știm foarte bine, trebuie doar să ne ancorăm în partea de științe, în partea de ce înseamnă teoriile moderne de învățare. Pentru asta trebuie lectură, foarte multă lectură și învățat împreună. Toată lumea spune în ultimii ani că nu se poate face progres în zona de adulți, în general, nu numai profesori, fără a lucra împreună. Aceste comunități de învățare împreună și aplicat, adică te duci și aplici la clasă, sunt cele mai rapide și mai eficiente metode de învățare pentru adulți. Și asta vrem să facem, să aducem expertiza și să ridicăm ștacheta pentru profesorii din România. Cred că se va realiza lucrul ăsta și se va realiza destul de repede, uitându-ne după numărul de înscriși, care a fost impresionant doar în două zile. Noi când am deschis înscrierile aici la forum, am înțeles că în maxim două-trei zile s-au completat locurile și au trebuit închise înscrierile, dar ar mai fi fost doritori. Poate că ne vom gândi să organizăm în așa fel încât să, nu știu, logistic, să avem posibilități de organizare mai bune, în așa fel încât să vină mai multe lume. Da. Mie îmi pare rău că atelierele de învățare, bine, probabil că există o logică în spatele acestei decizii, că atelierele de învățare nu sunt filmate, pentru că sunt niște lecții extrem de bune. Ne gândim la lucrul ăsta. Da. Ne-am mai întrebat și alte, au mai fost cereri în zona asta și ne gândim cum să o facem astfel încât atelierul să fie pus în valoare, evident să accepte toți participanții. Sigur. Și să înțeleagă cei de la Discovery, un atelier filmat, să înțeleagă de fapt esența acelui atelier, chiar dacă nu lucrează în timpul acela. Da. Credeți-ne că structura atelierului, eficiența atelierului, încercăm să o măsurăm cu experți în învățarea adulților. Deci avem în spate experți în învățarea adulților și o să mai citim și o să mai aducem experți care ne învață pe domnii profesori care țin ateliere cum să facă un atelier astfel cât să fie eficient, după ce se termină atelierul, să fie eficient în clasele domnilor profesori. Cum se întâmplă asta? Pentru că o formare în care doar vii, te simți bine, ai plecat și rămâi la metodele dinainte, nu au obținut nimic. Această schimbare de lucru se face greu, nu este o schimbare de azi pe mâine și de-aia vă sfătuiesc în Galați să aveți un lanț de întâlniri, pentru că o schimbare se face într-un an, doi ani. Deci același grup de profesori trebuie să vină un an de zile, doi ani de zile, la aceste ateliere, sau să lucreze individual, sau să lucreze online, în grupuri. Dar după un an, doi ani, s-ar putea să schimbe, la clasă ceva. Metodele. Da. Da, și gândiți-vă în momentul în care un an, aproape 200 de profesori participă acest interval la aceste ateliere și învață în colaborare, într-adevăr, cei 200 au un impact. Da, asta ne dorim. Avem și un fel de curiculă, ca să nu zic un framework pe care îl urmărim, astfel încât un participant care trece prin framework-ul nostru timp de 2 ani, dar trebuie să și lucreze, să și citească, să și muncească, să și aplice la clasă, să poată să producă o transformare. Încă suntem în a studia ce înseamnă o transformare a unui domn profesor, ce înseamnă o comunitate de învățare care își atinge scopul. Nu sunt lucruri simple, dar vrem să ne ținem de ele, pentru că vrem să măsurăm după 2 ani de zile ce înseamnă pentru domn profesor că a parcurs un ciclu de învățare complicat, greu, dar la sfârșit sunt alt profesor. Ei, noi suntem aici și așteptăm următorul atelier, următorul pas. Cu drag. Da. Mulțumesc frumos că ți-ai luat din timp și ai venit la noi. Ai cum să nu. Mai mulțumim. Și sper că totul este ok la Galați. Că foarte frumos. Și vremea a ținut cu noi. Și vremea a ținut cu noi, da. A fost, într-adevăr, este o vreme superbă afară. Și liceul este grozav și copiii din liceu sunt minunați. Toată echipa de copii tineri care ne-au ajutat. Da. Am descoperit un oraș foarte primitor. Deci sunt aproape 100, vorbeam cu Cătălina mai devreme, sunt aproape 100 de copii implicați în toată această poveste, 100 de copii care au lucrat în sistem de voluntariat cu mare drag.
cu mare drag au luptat. Sper că o parte dintre ei să ajungă la catedră. Cine Sperăm știe? Că o parte să ajungă să formeze alți copii. Cine știe, dar cu siguranță aceștia care au lucrat aici sunt viitorii oameni destoinici. Da, sunt sigură, sunt sigură. Mulțumim bravo. Foarte mult. Bravo, Daina, și bravo întregi echipe care a organizat. Mulțumim frumos și mulțumim pentru sprijinul în organizare. Mulțumim și echipei care ne-a filmat și spectatorilor care ne-au privit și ne privesc și pe care invităm să ne urmărească și la următoarea ediție. Mulțumim! Mulțumim!